Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Pe 16 noiembrie în acest an, un bărbat a fost soltat din fața casei sale, dintr-o comună din Dolj, de către poliția, care a furnizat apoi presei imagini în capturarea sa. Fusese arestat, am fost anunțați cu toții, unul dintre asasinii unui bărbat care fusese omorât cu 10 zile înainte, pe 6 noiembrie, în Sibiu. Nu se-i spun, am văzut cum a fost caracterizat omul, afaceristul, antreprenor, un om a fost omorât în apartamentul său din Sibiu, i s-au furat niște ceasuri și poliția a anunțat că are 3 suspecți după câteva zile și am văzut cu toții anunțați cu niște poze cu un om cătușat la marginea pădurii, dând senzația că fugea și a fost prins pe un câmp la marginea unei păduri. A fost prezentat acest om care se numește Laurențiu Lăcătușu. După doar o zi, poliția l-a eliberat. Pentru că nu doar că nu avea niciun fel de legătură cu crima, dar pur și simplu fusese identificat greșit, citez după pozele de pe Facebook. Colegele mele, Adriana Oprea și Maria Andriei, au scris astăzi în Libertatea Publică un reportaj care se intitula Ziua cea mai lungă a lui Laurențiu. E vorba de bărbatul Laurențiu Lăcătușu, de profesie zidar, care povestește, practic, și sunt corelate și cu alte mărturii lucrurile întâmplate, cum a ajuns el să fie nu doar arestat. Asta se mai întâmplă. Sunt oameni care sunt reținuți fără ca să aibă legătură cu un caz. Învâltoarea unor cazuri astfel de atât de importante, care lezează cumva, care traumatizează o comunitate, se întâmplă lucruri de acest gen, sunt rezolvate, omul se duce la casa lui. În cazul ăsta, ceea ce trebuie spus este felul în care a acționat poliția popularizând ceva despre care nu era absolut deloc sigură că face parte din dosarul respectiv. Omul a fost pozat de 2 ori pe parcursul operațiunii de arestare înainte de a fi audiat, înainte de a fi identificat, înainte de a se vedea dacă are o legătură sau nu cu cazul, și imaginea respectivă a fost furnizată imediat televiziunilor și opiniei publice, inclusiv rețelelor sociale. Ambele imagini au fost imagini, între ghilimele, dramatizate, da, astfel încât una, așa cum am spus, la marginea pădurii, alta ridicată pe un scaun cu cătușe, astfel încât să se dea senzația că practic omul respectiv a fost surprins într-un moment în care el încerca, într-un fel sau altul, să se sustragă. Păi creator de conținut, că poliția, ai văzut, în exact, ultima vreme, exact, sunt preocupat să creeze conținut interesant pentru rețele, pentru Facebook. Exact. Încă o dată, există, în cazul ăsta nici măcar nu putem să numim că este o eroare judiciară, că nu a fost trimis în instanță. Există chiar și erori judiciare. Sunt trimiși în instanță oameni care sunt nevinovați și justiția merge până la capăt, își spune cuvântul și oamenii sunt găsiți nevinovați de către tribunal. Dar aici discutăm despre felul în care s-au comportat cu un om despre care n-au știut aproape nimic. Omul venea de la tencuit, tecuise un gard, asta a făcut în ziua de 16 noiembrie. Soția l-a sunat și i-a spus, vină repede acasă că avem o problemă, sunt niște hoți în jurul casei noastre, sunt unii îmbrăcați în negru și tot amușinează pe aici. În satul respectiv din Dolj, nu e nicio glumă, a avusese loc o spargere cu puțină vreme înainte, fusese spartă recent o casă, iar în a doua spargere de la barul din comună, hoții plecaseră cu automatul de cafea în spate, satul Bârza se numește, din Dolj. Un vecin a ieșit cu parul, văzând că oamenii erau terorizați după 2 spargeri într-un interval scurt de timp. Când a ajuns acasă, el avea în rucsac, că venea de la tencuit încă o dată, un ciocan, o mistrie și un cancioc. Mamă, arme albe! Arme albe, exact! L-au lovit cu picioarele, au sărit pe el, i-au dat un pumn în gură, l-au imobilizat fără să mai apuce să spună absolut nimic, cu o violență care l-a șocat și pe copilul lui. Încă o dată, sigur, există norme în cod de procedură penală. Teoretic, conform informațiilor pe care polițiștii le aveau, el era un criminal periculos, da? Se putea acționa astfel încât ei să nu fie puși în ei sau oamenii din jur să nu fie puși în pericol, da? Numai că povestea pe care
care o scurtezi este absolut halucinantă. La ieșirea din Segarcea, când plecaseră practic spre Craiova, spunea omul, la marginea pădurii m-au scos, m-au pus jos, i-au slăbit căștușele. Și acum fugi un pic în cerc. Poză. Da, unul făcea poze cu un telefon, mă întorcea pe lateral, pe burtă, și unul stătea cu mâna pe pistol. Vă dați seama, în mitologia colectivă, când poliția sau altcineva te oprește la marginea unei păsuri, tu știindu-te absolut nevinovat, dă jos din mașină, nu te vei gândi că ești în democrația, exact cum spunești tu, spectacolul lui Vlad, da? Te gândești că te împușcă, că în principiu cam asta știm din filme că se întâmplă. Bun. Ajuns la poliție și închei cu acest lucru, abia atunci, deci după ce făcuseră publică, inclusiv identificarea lui cu nume, prenume, poze, tot, da? Abia atunci i-au luat amprentele, i-au luat probele de salivă pentru ADN. L-au dus și l-au comparat cu imaginile. Uh-huh. Și în momentul în care primul polițist... Păi nu prea semen, ce facem? Exact. Exact. Primul polițist a spus exact așa. Băi, am încurcat-o, nu e ăsta. A chemat-o la al doilea polițist și l-a zis, da, nu e ăsta. Au făcut, totuși, au chemat la reconstituire, la recunoaștere, oamenii care, cărora li se păruse după pozele pe Facebook, că l-au văzut în zona respectivă, da? Și... pus în fața acelei celebre acelui celebru zid de oglinzi, da. Da? False, și la recunoaștere și-au dat seama că nu este el. Și abia atunci și-au dat seama și i-au dat drumul. Încă o dată, există erori în activitatea și e normal să le acceptăm, pentru că altfel nu vor prinde niciodată niciun răufăcător dacă acceptăm să fie perfectă poliția. Da. Dar nu perfecționismul este aici, ci propaganda făcută pe seama unui om care va rămâne toată viața lui omul prins de poliție și cu pozele distribuite în toată țara drept un criminal periculos. E, uite, tocmai de asta vorbim și noi la radio despre asta, ca să știe că omul respectiv e nevinovat și că poate da în judecată poliția și cred că poate obține pe bună dreptate, nu? Pe merit. Ar trebui să obțină despăgubiri pentru ce i s-a întâmplat. Măcar de o ministrie acolo să aibă și da. Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.